Au trecut 4 ani cu bune și cu rele pentru consilierii județeni votați de dâmbovițeni în anul 2012. 35 de reprezentanți ai unor partide politice sau independenți au votat pentru ori împotriva proiectelor supuse dezbaterii în cel mai înalt for administrativ al județului. Pentru mulți dintre cei 35, aventura la Consiliul Județean s-a încheiat, din păcate, fără să fi lăsat în urmă mai mult decât votul reprezentat prin ridicatul mâinii. Luările de cuvânt în cadrul ședințelor au fost mereu atribuite acelorași figuri, în vreme ce alții aleși ar putea să se mândrească lejer cu performanța de a nu fi scos o vorbă în fața Consiliului pe întreg mandatul. Nici la ultima ședință nu s-a schimbat nimic din atitudinea obișnuită a aleșilor. A ținut însă să le adreseze mulțumiri consilierilor pentru activitatea desfășurată președintele Adrian Țuțuianu. Apreciez în mod deosebit activitatea noastră din ultimii 4 ani de zile. A fost o activitate, zic eu, pe care o putem califica bună, spre foarte bună. Am făcut lucruri importante împreună pentru județ, altele care sunt în curs și cred că am pregătit destul de bine și exercițiul financiar 2014-2020. Din cauze care țin de guvern, nu suntem astăzi cu niciun proiect european, măcar în faza de analiză și aprobare. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru această activitate. Să vă asigur că voi încerca și în viitor, dacă, sigur, pe data de 21 voi fi ales în funcția de președinte al Consiliului Județean, să facem ceea ce am început să facem bine în acești ani în interesul județului Dâmbovița. Vă precizez că pe data de 21, pentru cei care veți fi în viitorul Consiliul Județean, pe data de 21, la ora 12 sau ora 13 va avea loc înmânarea certificatelor de ales la Biroul Electoral Județean. Domnul judecător Stoica mi-a comunicat acest lucru. Și la ora 14 este convocată ședința de constituire a Consiliului Județean Dâmbovița. Cu precizarea că ședința va avea loc dacă vom avea rapoartele financiare prevăzute de legea privind finanțarea partidelor politice, care reprezintă condiție de validare a mandatului. Din tabăra liberală, o adevărată doamnă care s-a remarcat de asemenea și prin luările de cuvânt în ședințe a adresat câteva cuvinte la final de mandat consilierilor. Din păcate pentru dâmbovițeni, pe noua listă a PNL la Consiliul Județean nu s-a mai regăsit Maria Cristea. Mulțumesc, domnule președinte și stimați colegi, pentru că eu mă aflu la finalul unor mandate, adică cam 2 și jumătate, aproape 3, în care am reprezentat Partidul Național Liberal și consider personal că am făcut-o în sfârșit cu destulă responsabilitate și seriozitate. Aș vrea să vă asigur pe toți de aprecierea și respectul meu, începând cu conducerea Consiliului Județean, în acest mandat și celelalte conduceri, care față de mine personal și cu colegii mei din Partidul Național Liberal, aproape toți, mă abțin să spun toți, relațiile au fost destul de cordiale și de bine de respect. Întotdeauna am bucurat de aprecierea și de o evaluare pozitivă a ceea ce am avut eu și colegii mei ca prestație. Aș vrea însă, și să nu vă supărați nimeni pe mine, să vă spun că într-un asemenea organ administrativ ales, care este Consiliul Județean, trebuie să lăsăm la o parte absolut toate, dar absolut toate diferențele, zic în plan politic și de culoare politică, pentru că cetățenii de fapt ne-au investit și au avut încredere în noi să le reprezentăm interesele lor. Așa încât îmi exprim speranța că veți colabora cu conducerea Consiliului Județean în continuare toți foarte bine, cei care deții nouă decizii și veți căuta pe tot posibil
fără niciun fel de atacuri sau glume sau ironie, pe seama unora sau altora, să respectați agenda persoanelor din județul Dumbor. Dacă mai sunt alte lor de cuvânt? Dacă nu mai sunt, vă invit la un par de șampanie și să dea Dumnezeu să reușim în mandatul care vine să facem mai mult decât am făcut în cel care se încheie astăzi. La final, consilierii au ciocnit pahare cu șampanie. Următoarea ședință va fi organizată săptămâna viitoare, atunci când vor fi învestiți noi aleși.